Zilele cetății Târgoviște au avut loc anul acesta în perioada 8-11 septembrie. Programul de manifestare a inclus evenimente cu tradiție, precum Târgul Meșterilor Populari, organizat de Consiliul Județean Dâmbovița în Parcul Chindia. În scoarul primăriei a fost amenajat târgul de anticariat. Programul a inclus și expoziții, concerte, lansări de carte, dar și activități sportive. Cupa cartierelor Târgoviște și meciul vedetelor, echipa Consiliului Local Municipal Târgoviște versus Chindia Old Boys au fost organizate la complexul turistic de natație. Ultima seară de concert a strâns în Parcul Chindia mii de oameni. Au urcat pe scenă Love Bite, Trupa Trooper, Five Gang și Irina Rimes. Zilele cetății s-au încheiat și anul acesta cu un spectaculos foc de artificii. În închiderea zilelor cetății Târgoviște 2022, pentru a oficia acest lucru, îl invit în aplauzele voastre ale târgoviștenilor, pe primarul vostru al târgoviștenilor, primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan! Bună seara! Alături de viceprimarii Monica Ilie, Cătălin Rădulescu și City managerul Gabriel Boriga. Acum, wow, ce mulți sunteți! Pornim împreună focul de artificii, da? Hai! 10! Wow!